În sud-vestul și nord-estul Europei vremea va fi frumoasă, în schimb în restul continentului va fi norat și vor fi ploi cu tunete, fulgere și căderi de grindină. În zonele înalte de munte vom avea lapovițe și ninsori. Mâine cresc ușor temperaturile în sudul Spaniei și al Portugaliei, iar în Regatul Unit și Irlanda vor fi mai scăzute față de zilele trecute. De dimineață în zonele joase se va lăsa ceață. La noi în țară în această noapte vor fi perioade cu ploi de scurtă durată însoțite de tunete, fulgere și vânt în Oltenia, vestul Transilvaniei și al Munteniei. Ploile vor lăsa în urmă cantități mari de apă izolată de peste 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Mâine vremea va continua să fie schimbătoare în jumătatea de vest, vor fi ploi cu tunete și fulgere, mai ales în zonele montane și submontane din Banat, Oltenia, Crișana și vestul Transilvaniei. Vântul va fi activ în estul țării. Temperaturile maxime pornesc de la 18-20 de grade în Oltenia până spre 29 de grade în Moldova. Și în capitală, vremea va fi capricioasă, mâine apar ploi cu tunete și fulgere, iar maxima va avea în jur de 22 de grade. De vineri, vremea se încălzește, vor fi 29 de grade, se oprește ploaia și vom avea parte de soare. Și începutul de weekend aduce vreme caldă și frumoasă, maxima va urca până spre 28 de grade. La munte și mâine, atmosfera va fi instabilă, cerul va fi acoperit și vor fi ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere. Izolați ar putea să cadă grindină, iar vântul va prinde putere în timpul ploilor. Cel mai tare o să bată în vestul Carpaților meridionali, unde va avea viteze de peste 60-65 de km pe oră. La Timișoara, vremea mâine și poi mâine se anunță capricioasă, va fi norat, va ploua, apar tunete și fulgere. Mâine maxima va urca până spre 23 de grade, iar vineri vor fi 22. De sâmbătă, vremea se îndreaptă, vor fi 28 de grade și va ieși soarele. La Iași, vremea va fi frumoasă cu temperaturi de vară, mâine vor fi 29 de grade, vineri 30, iar sâmbătă sunt anunțate 28 de grade. În timpul zilei vor fi perioade când se va nora, dar nu sunt anunțate ploi. La Cluj, atmosfera va fi capricioasă, mâine și vineri va ploua, vor fi tunete și fulgere, iar vântul va fi activ. Mâine maxima va avea în jur de 24 de grade, iar vineri și sâmbătă sunt anunțate 26 de grade. În Republica Moldova, vremea va fi caldă și frumoasă la Bălți și Cahul, maxima va urca până spre 27 de grade, iar la Chișinău vor fi 26 de grade.